Cea de-a 20-a ediție a Cupei Comexim la schi alpin, unul dintre cele mai populare concursuri de schi din Valea Jiului, a strâns la start zeci de concurenți din mai multe orașe ale țării, de la cei mici până la cei mai în vârstă dintre participanți. Cum te cheamă? Alessia Fux. Știu, m-am cunoscut, nu? Și câți ani ai? 7 ani jumate. Da, atunci pe pârtie, nu? Acum câteva ore. Da. Ce loc ai luat? 1. Felicitări. De cât timp practici schiul? De 5 ani. Cum ți s-a părut straja? Ușor. Nu foarte greu, dar nici foarte ușor. Felicitări. Mă numesc Anton Nedan. Din Lupeni. De câți ani faci schi? De 13 ani. Și ai participat în fiecare an la Cupa Comexim? Aproape tot timpul, câteodată mai ratez. Ce premiu ai luat? Astăzi am luat locul 2 din păcate. La anul sper să iau locul 1. Cu siguranță să iei dacă te ții de treabă, nu? Cu siguranță mă țin de treabă și sper și elevii mei să ia locul 1. De câți ani schiezi? De vreo 42 de ani schiez, că am și ceva vârstă. Am vreo 52 de ani, de vreo 42 schiez, da. De unde sunteți? Poftim? Din Petrila sunt, da. Sunt din Valea Jiului. Încă din 93, de înainte de a avea investiții în straja, am făcut această cupă. O țineam înainte la Cabana Veche și am ajuns acum la 20-a ediție. Ce este important, că din ce în ce mai mulți concurenți vin concurenți din toată țara și, după cum ați văzut, stațiunea e arhiplină. Peste 5.000 de turiști s-au aflat la sfârșitul săptămânii trecute la straja spre bucuria cabanierilor, mai ales că gradul de ocupare în cabane și pensiuni a fost de aproape 100%. În plus, turiștii s-au bucurat de zăpadă la maximum, însă distracția la straja continuă, mai ales că la sfârșitul acestei săptămâni are loc festivalul Balu Story.